Pace vouă, privitorilor! Salut! Ce face, băieții? Hai să mai dau un ochi, că fără să vreau a ieșit un fel de miniserial apicol cu roiul ăsta prăpădit. Și o să o ținem așa până la toamnă, vedem care-i deznodământul cu leșinătura vieții. V-am mai zis pe aici că ăsta a fost unul dintre roii pe care am uitat eu să-i... am uitat. Nu am mai avut timp, da. Să-i unific în toamna trecută. Și a ieșit amărâtul ăsta... Vai steaua lui din iarnă. Și l-am tot filmat eu cum a evoluat el. Momentan, zisem eu că o să-l mai ajut cu o ramă cu puiet. Dar n-am făcut-o că n-am făcut-o încă. Și acum arată cam așa. Și suntem în 9 aprilie. 9 mai. Nu mă băgați în seamă. Sunt după rapel. Săptămâna trecută nu l-am mai filmat, dar i-am făcut și o... I-am băgat o foiță la crescut. Și o să luăm așa, momentan în lada asta există 9 rame. Uite, asta e cu miere. E una dintre ramele alea pe care le-am descăpăcit. Au mai rămas bucățele, celule cu miere de anul trecut căpăcită. Nu e neapărat un lucru bun, dar cred că l-am forțat un pic, așa că... Așa, bun. Asta e penultima ramă și a ouat. Nu știu dacă se vede pe aici că a început să și căpăcească ceva puiet. Are și vreo 2 boci. Astea bine, sunt neouate. Dar na. Orice unitate biologică are tendința de a perpetua specia. Așa că și albinele trag și ele sau. Uite, o coroniță destul de mare, merge cu destul la rapiță. Asta e penultima ramă, rama numărul 8. Așa, bun. Aici avem o ramă căpăcită. Cu puiet căpăcit, frumos. Aha. Tot așa. Ca idee... Roii ăștia pe care îi prinde natura din urmă au tendința de a face coronițe destul de mari. Iar asta e foița băgată la crescut marți. Și a crescut-o cam 90%. Încă lucrează cu ea aici. Nu știu dacă se vede că bate soarele vieții în telefon. Așa, eu lăsăm tot aici. Nu știu dacă am făcut bine neapărat că am spart cuibul. Dar se pare că a avut cules și... Bun. Încă o ramă cu foarte mult puie căpăcit și cu restul cuibului blocat cu polen. O lăsăm aici. Probabil că polenul ăla o să-l halească în momentul în care va începe să depună puiet pe rama aia crescută proaspăt. Aici o ramă cu puiet larval. Deci până acum avem 2 rame cu puiet căpăcit. Să-mi dau o leacă de fum. A, fumătura e bună chiar și în ciorbă. Uite, iar o ramă cu puiet căpăcit. 3 rame cu puiet căpăcit. În principiu, o ramă de puiet căpăcit la eclozare ar cam acoperi, conform literaturii, 3 rame.
asta presupune că există șanse să să-i pun catul pe săptămâna viitoare și lui ăsta. Uite, iar aici au... Uite că am văzut și mătcuța. Hai să vedem dacă o vedeți și voi. Vă vedeți? Asta mai de creangă, ca să zic așa. Așa. Asta e ultima ramă. Cu miere și polen. Ce să zic? Cam asta e cu roiul leșinat. Cred că dacă i-aș mai pune o ramă de puiet căpăcit, i-aș da un avânt și l-aș pregăti de roit la tei. Nu o să-i fac treaba asta, o să-l las aici, că încă mai are spațiu. Și până săptămâna viitoare, când, și acum am zis, cel mai probabil o să-i pun și cat. O să fie pregătit de cat. Și totuși, posibil să existe și ceva cules la salcâm de pe urma lui. Deși mă îndoiesc. Da, în fine, ideea contează că a avut un cules destul de bun și el s-a dezvoltat. Deci, nu știu, trebuie să mă uit în urmă să văd când am făcut primul filmuleț. Prin martie, cred că era. Și de-abia mai avea albine pe o ramă jumătate. Da, uite că s-a dezvoltat. Mai am vreo doi care sunt leșinați. Culmea, aia au ieșit mult mai populați din iarnă, dar sunt pe jumătatea lui ăsta. Nu știu, probabil că raportul de albină bătrână a fost destul de mare la aia și nu au apucat să schimbe cum populația de albină. Au fost și ele 3 săptămâni de frică, care au fost jalnice. La un moment dat nu mai exista niciun pic de puiet căpăcit. După alea 3 săptămâni a fost canibalizat puietul. Na, asta este. Ce să zic? Vă salut! Hop, era să cadă scula. Hai, mă.